Elevii claselor A8 -a au intrat în febra evaluărilor pentru admiterea în liceu. Astăzi au susținut primul examen, și anume testarea la limba și literatura română. Elevii au fost mulțumiți de subiectele primite. Majoritatea celor cu care noi am vorbit se așteaptă la note peste 9 sau chiar peste 9.50. Cel mai greu punct din cadrul subiectului li s-a părut explicația titlului poeziei Seara pe Ape de Ioan Pilat. Tocmai ce ai susținut evaluarea națională. Da. Cum a fost? Bine, destul de ușor, ne așteptam la mai greu. A fost ușor, ne-am descurcat și eu și colegii mei, că am vorbit și cu ei, și sperăm peste 9.50. Cum ți s-au părut subiectele? Destul de accesibile pentru noi. Cred că au fost pe înțelesul nostru. Sper că am făcut bine. Ție, care parte ți s-a părut cea mai grea? Uh, prima parte mi s-a părut greu pentru că am avut de explicat acolo uh, titlul. Mi s-a părut un pic mai greu. Sper să iau peste 9.50. Peste 9, destul de interesantă, adică a fost ok. N-a fost foarte greu, nici ușor, nu știu. La ce nu te aștepți? Uh, sper la 9.50 în sus. A fost destul de greu. Ce anume ți s-a părut mai greu? A partea a doua. Ce ați avut la partea a doua? De făcut. Titlu. Să comentăm titlu. In afară de partea a doua, în rest, tot greu ți s-a părut? Normal. Destul de... Cum a fost atmosfera în sală? E normală. Bună. A fost indulgenți supraveghetorii cu voi? Nu, nu a fost indulgenți. Cum s-a desfășurat evaluarea națională astăzi? Foarte bine. Totul a funcționat perfect, ca la carte, fără niciun incident deosebit, fără să așteptăm ceva deosebit. Acum așteptăm baremele și la ora trebuie să vină profesorul evaluator, la care deja le pregătim seturile pentru corectare. Subiectele se pare că au fost destul de accesibile, să nu zic ușoare, dar întotdeauna, în ultimii ani, de când sunt elaborate de minister și mai ales de sectorul evaluare al acestuia, subiectele sunt foarte bune. Care este pasul următor? Se vor corecta lucrările? Există o dată pentru contestație? Există și pentru contestații și pentru corectații se fac începând de astăzi și până luni trebuie afișate rezultatele. De luni la 12 până la 18 după masa, la 6, se fac contestațiile. Lucrările care sunt notate cu note peste 950 nu vor fi recorectate. Evaluarea națională va continua în data de 6 mai cu proba la limba maternă, urmând că în data de 12 mai trebuie loc proba la matematică. Pentru elevii care din diferite motive vor absenta în aceste zile, Ministerul Educației a pregătit o sesiune specială în perioada 25 mai-2 iunie.